Discutăm cu Ciprian Ciucu, consilier general PNL. Spune-mi, te rog, cum ai simțit pulsul campaniei până acum? Este una dintre cele mai efervescente campanii pentru europarlamentare. Taberele sunt destul de bine conturate, lumea este foarte prezentă în campanie, toate partidele politice. O campanie nu tocmai frumoasă, cu multe elemente care o fac puțin de rușine, cum ar fi jandarmeria prezentă întotdeauna să oprească oamenii să protesteze sau să intre în raza liderului PSD și alte elemente. Mi-aș fi dorit o campanie mai degrabă mult mai axată pe teme europene. Pentru că, din punctul meu de vedere, acesta este un foarte bun prilej ca să accentuăm europenizarea. Dacă oamenii înțeleg despre ce e vorba în Uniunea Europeană, atunci trebuie să arătăm acest moment. Pentru că, de obicei, nu vorbim suficient de mult despre Uniunea Europeană, măcar acum, în campania pentru rolul parlamentar, să fi vorbit mai mult despre teme europene. Partidul Național Liberal, practic, a arat țara la figurat vorbind, în sensul că liderul partidului, candidații au ales o metodă cumva mai americană de a face campanie, bazată pe evenimente locale, evenimente semnificative. Asta și pentru că am avut probleme să ne dăm mesajul pe media. Știm care este în mare, în fine, peisajul media astăzi. Ne este greu să trecem de anumite televiziuni la anumit tip de public și atunci a fost nevoie să mergem în țară și să vorbim cu oamenii. Au fost, până acum, nu voi exagerez, peste 30 de evenimente cu la fiecare n-au fost mai puțin de 1000-2000 de oameni, iar a culminat cu evenimentul de alaltăieri de la București, în care au participat aproximativ 55.000-60.000 de oameni. Deci aceasta a fost stilul de campanie ales de PNL și cred că va da rezultate. Spuneți-mi, vă rog, trei motive concrete pentru care oamenii ar trebui să voteze PNL la alegerile din 26 mai. Păi, în primul rând, Partidul Național Liberal este în momentul de față singurul partid care poate să influențeze într-un fel sau altul politicile europene în raport cu România, pentru că este singurul care face parte dintr-o familie politică europeană, fiind noi foarte bine văzuți de către partenerii din familia populară europeană. Asta este un motiv foarte serios. Forțele noi încă nu au ajuns în Parlamentul European și PSD este, de exemplu, ținut la ușă de către socialiști, de către familia lor, iar ALDE se află în aceeași situație. Mai mult, după cum arată sondajele, se pare că noi suntem cei care vom câștiga alegerile și vom da comisarul european. Pe domnul Weber, care a și venit la București atunci când a fost debutul campaniei pentru europarlamentare ca să ne susțină pe noi Partidul Național Liberal. Deci este un motiv cât se poate de puternic acesta. Suntem un partid pro-european cu o agendă exclusiv euroatlantică. Deci noi suntem aceia care vrem să ținem și să integrăm cât mai mult România în Uniunea Europeană. Al doilea motiv este dat de listă. Avem europarlamentar cu experiență, domnul Marijan Marinescu, domnul Zichfried Mureșan, doamna Dina Vălean, câteva nume, care au făcut diferența și se vede pe portofoliul lor, da, ce rezultate au avut în Parlament, fiind recunoscuți și având efectiv rezultate cât se poate de palpabile în beneficiul românilor. Da? Deci avem astfel de oameni, avem și miniștri, avem și primari, care au dus calitatea vieții în orașele lor la un nivel mult peste media din țară, oameni cu experiență, deci este o listă cât se poate de serioasă. Deci trebuie votată. Al treilea motiv pentru care ar trebui oamenii să voteze Partidul Național Liberal este să ne încurajeze. Da? Partidul Național Liberal se reformează, vine cu oameni noi și noi avem nevoie de români ca să înțeleagă și să ne confirme că ceea ce facem, facem bine. Ludovic Orban a poziționat partidul de când l-a preluat pe o linie cât se poate de corectă din punctul meu de vedere și aș vrea ca acest lucru să se vadă la vot. Mi-aș dori foarte mult. Să vorbim un pic și despre scandalul RideSharing de săptămâna trecută
Știu că au fost multe voci critice și de o parte și de alta, și șoferi și clienți. Cum ar putea fi reglementat acest serviciu? Aici este o întreagă dezbatere. În primul rând, ride sharing-ul, și vorbim aici în special de aplicațiile acestea care permit Uber sau Bolt, că sunt cunoscute, le putem da ușor numele. Vin pe un fond în care taximetria este de foarte proastă calitate. De foarte proastă calitate. Eu personal am probleme să mă sui în taxiuri, în timp mă uit cu atenție ca nu cumva să miroase sau să nu fie ceva care să provoace silă. Deci aici am ajuns cu taximetria din București. Am ajuns în situația aceasta pentru că anumite, și subliniez, anumite companii de taxi, nu toate, au preferat ca să facă profit aducând tot felul de terchea berchea de pe unde i-a găsit și au făcut șofer de taxi fără niciun fel de pregătire, fără niciun fel de control al calității. Iar oamenii aceștia, cum sunt ei, așa sunt și mașinile lor. Da? Ei nu cer foarte mulți bani, dar lucrează pe nimic, stau poate în condiții proaste prin București, dar companiile exploatează și fac bani. Asta în detrimentul bucureștenilor și în detrimentul șoferilor de taxi care își respectă meseria. Deci pe acest fond, prin care primăria în cârdășie cu aceste companii nu reglementează și nu impune standarde de calitate pentru serviciul public de taximetrie, a apărut doar natural Uber și Bolt. Da? Natural. N-aș fi mare fan Uber sau Bolt dacă aș avea taximetrie de calitate în București. Dar nu avem. Aceste companii se auto cumva și autoreglementează calitatea și au niște standarde mult peste taximetria din București. Iar pe mine mă interesează ca să apăr interesul bucureșteanului. Iar bucureșteanul vrea ca să aibă posibilitatea să se ducă din punctul A în punctul B, oriunde are nevoie în oraș, în condiții bune, de calitate a transportului public. Da? Din acest motiv eu nu văd cu ochi buni închiderea acestor servicii. Evident, trebuie să reglementăm și ne putem pune la masă și găsim soluții de a reglementa astfel încât și Bolt și Uber să, în fine, să respecte, în fine, anumite proceduri care oricum nu sunt respectate de companiile de taxi actuale, ca să o spunem pe aia dreaptă, dar să fie același pentru toată lumea. Da? Și se poate reglementa. Este discutabilă iarăși numărul de licențe maximal care se dă în București, pentru că oricum sunt o grămadă de licențe din comune, din Ilfov. E o nebunie. Problema este extrem de complexă, o știu foarte bine, am documentat-o, am putea face o emisiune întreagă vorbind numai despre ea. Cu siguranță, după ce vom câștiga Primăria Capitalei, noi, PNL, noi, opoziția, ne vom apleca cu atenție asupra acestui subiect și dacă vom câștiga și cu siguranță vom câștiga și alegerile parlamentare, vom reglementa astfel încât și Uber și Bolt și celelalte aplicații și companiile de taxi să aibă un numitor comun astfel încât să nu există concurență neloială. În exercițiul financiar trecut, Primăria Capitalei a reușit să finalizeze doar două din cele 8 proiecte pe fonduri europene, pierzând aproximativ 130 de milioane de lei. De ce s-a întâmplat acest lucru și cum facem să evităm pe viitor situații de genul acesta? Vedeți, dumneavoastră, în București nu se mai dă ora exact în ceea ce privește administrația publică. Orașele din Ardeal sunt cele care sunt campioane la atragere de fonduri europene și care fac ceva semnificativ pentru a îmbunătăți calitatea vieții oamenilor din acele orașe. Mă refer la Cluj, Oradea, Brașov, Sibiu, Arad și Deva și alte orașe care sunt nu întâmplător pe mâna unor primari liberali competenți. Din păcate, administrația în București a rămas în urmă în raport cu dezvoltarea economică a orașului. Motivul principal este slaba calitate a resurselor umane și lipsa de capacitate administrativă. Ce s-a întâmplat? Primăria Capitalei a fost politizată succesiv cu oameni care nu sunt meritoși, apogeul fiind înregistrat în mandatul primarului Firea, care a angajat exclusiv pe bază de apartenență la clan. Familii apropiate familiei sale. Și știu exact despre ce vorbesc, pentru că am documentat exact situația. Companiile municipale, în fine, toate acestea sunt
populate cu oameni care nu au ce căuta acolo. Da? Nu au pregătire, nu știu, nu se pricep. În exercițiul trecut, iarăși, n-am avut suficientă capacitate administrativă. N-am avut. București are și foarte mulți bani la dispoziție, grosomodo 1 miliard de euro, 1,2 miliarde de euro pe an. Asta înseamnă undeva la 5 miliarde de euro, numai primăria municipiului București, nu pun și celelalte sectoare care împreună ajung peste 2 miliarde de euro. Ca o paranteză, uitați că primarii PSD au avut 4 ani la dispoziție în care au avut undeva la 10 miliarde de euro pe mână. Păi orașul acesta trebuia să fie măcar la nivelul Budapestei la acest buget, în ceea ce privește calitatea vieții. Deci banii sunt foarte, foarte mulți, motiv pentru care nici Bucureștiul n-a fost întotdeauna interesat de atragere de fonduri. De ce? Pentru că oricum a avut bani și nu era în stare să-i cheltuiască. Și atunci, ca și acum, și din ce în ce mai rău s-a accentuat pe mandatul PSD Firea, există două modalități de a cheltui banii. Ușor, bagi mâna în buzunar, ai cumpărat niște autobuze, ai făcut niște festivaluri și spectacole și ai cumpărat niște statui. Așa oricine poate să cheltuiască banii Bucureștiului. Și greu, asta înseamnă că trebuie să ai proiecte de dezvoltare și o viziune și o strategie de dezvoltare. Asta înseamnă că trebuie ca să ai economiști, manageri de proiect, ingineri, arhitecți, urbaniști, da, oameni care să știe să scrie acele proiecte, care de fapt îmbunătățesc calitatea vieții oamenilor. Proiecte majore, semnificative. Da? Știți că, de exemplu, doamna Firea ne alerga pe culoarele primăriei, ca să spun așa eufemistic, cu niște semnături de la cetățeni, cum ca să-i votăm spitalul de la granița cu voluntariu, spitalul metropolitan, promis în campanie de 2504, de mână cu Liviu Dragnea. A trecut un an și jumătate și nu s-a întâmplat nimic de atunci. Da? Acesta este un exemplu de un proiect sau de un mod mai dificil, dar esențial pentru bunăstarea oamenilor de a cheltui banii. Ei bine, nu sunt în stare să scrie proiecte. Da? Și atunci nu atrag banii. Mai mult, nu sunt în stare nici să folosească bugetul propriu pentru proiecte semnificative, majore, astfel încât îi toacă banii bucureștenilor pe nimicuri și nu se vede nimic la final. Până la finalul 2018, primăria a depus 13 cereri de finanțări nerambursabile prin programul operațional regional 2014-2018. Valoarea acestora era în jur de 283 de milioane de euro și vizau achiziționarea 100 de tramvai, 100 de autobuze electrice și modernizarea liniei de tramvai. De ce nu s-au depus și alte proiecte, având în vedere că alte mari orașe au depus și pe alte axe? Din lipsa de capacitate, acum trebuie să vedem și unde era eligibil Bucureștiul, pentru care un buget mare are niște limitări de eligibilitate, dar aș face o paralelă cu Clujul, oamenii să înțeleagă. A spus de 283 de milioane. Păi Clujul, care este la o cincime din București, hai să zic, poate două cincimi, grosomodo așa, a depus proiecte de 420 de milioane de euro, aproape dublu. Și au triplat efectiv bugetul de investiții cei de la Cluj. De ce? Pentru că Emil Boc, la fel ca și Ilie Bolojan, tot de la PNL întâmplător, la fel ca și alți primari liberali, au înțeles importanța atragerii fondurilor europene. Și ce au făcut? Au dezvoltat departamente, birouri, echipe de oameni care să fie capabili să scrie astfel de proiecte despre care vorbeam și anterior, complexe. Și vezi că cumpără ceva tramvaie, vezi că reabilitează o linie tramvai, vezi că se apucă și, în fine, de infrastructură de sănătate, o să vezi spitale, reabilitate ambulatorii cu bani din programul operațional regional, o să vezi monumente, o să vezi monumente istorice, patrimoniu cultural, o să vezi acolo și școli. Da? O să vezi infrastructură pe mediu. De ce? Pentru că au înțeles acest lucru minimal, că de fapt nu trebuie ca să-ți angajezi ție rudele, cum și-a angajat Gabriela Firea, ci trebuie efectiv să te duci să cauți cei mai competenți oameni pe care poți pune mâna și să-i aduci în primăria ta. București avea rezervați 180 de milioane de euro pentru modernizarea sistemului de termoficare. Mai putem accesa acest bani? Poate noua companie municipală să facă, să acceseze aceste fonduri? Nu poate. Acești bani puteau să fie accesați doar de către primărie, dar cu situația incertă, pentru că, și ne aducem aminte cum
tot același primar, Gabriela Firea, a pus Radetul în insolvență în loc să se apuce să plătească datoriile făcute de către Sorin Oprescu. Dacă noi bucureștenii am beneficiat de căldură, dar nu ne-am plătit datoriile, nu s-au făcut investiții, pierderile au ajuns să fie foarte, foarte mari și, în mod normal, pentru a atrage și acești bani, trebuiau să fie plătite datoriile ca firma să nu intre în insolvență. Mă refer la Radet. Noua companie este iarăși neclară și este puțin probabil ca cineva să o încredințeze cu, să-i dea încredere și să îi dea prin acea companie banii care au fost rezervați. Deci acești bani, 180 de milioane de euro aproximativ, erau puși acolo deoparte pentru București. Deci nu era nimic de făcut decât să scrii proiectul și să iei. Să-l depui, să întinzi mâna și să iei. Da? Dar asta ce înseamnă? Asta înseamnă și costuri electorale, pentru că oamenii trebuie să știe că o intervenție în rețeaua Radet, care este esențială și nu mai poate fi amânată, pentru că eu cred că la anul efectiv rețeaua va crăpa major, va da niște rateuri majore. Deja am văzut anul trecut sau în iarna trecută ce s-a întâmplat. Trebuie să te asiguri un cost până la urmă, în sensul că trebuie să săpăm. Trebuie să săpăm în București. Și nu este că vrea Ciucu sau că vrea PNL sau că vrea oricine altcineva. Este pentru că nu avem alternativă dacă am decis că continuăm cu Radetul. Dacă decidem, deși s-a decis deja, dar dacă redecidem că nu continuăm cu Radetul și sper să ne ajungem acolo, alternativele nu vor fi decât centrale de apartament care vor dubla poluarea din București. Da, și așa, aerul este extrem de prost. Dacă o să ajungem la centrale de apartament ca să nu înghețăm iarna, aerul va fi și mai prost, iar lumea va părăsi din ce în ce mai mult orașul. Orașul nu va mai începe să atragă, ci va începe să dea populație altor orașe, din păcate. Și asta este doar vina unei administrații condusă de, cu mici excepții, că s-au mai făcut și câteva lucruri bune, nu neapărat esențiale, dar bunicele, condusă de incompetenți, oameni care n-au avut habar de administrație publică. Acesta este adevărul, adică bucășinia trebuie să se gândească foarte bine. Dom'le, ce competențe trebuie să aibă primarul ăla? Pentru că o primărie este o organizație extrem de complexă. O primărie este mai complexă decât un minister. Da? La primărie ai așa. Ai sănătatea, ai școlile, ai patrimoniu cultural, ai transportul în comun, ai gunoiul, ai iluminatul public, ai canalizarea, ai Radetul, încălzirea, ai cimitirile, ai bibliotecile, ai muzeele. Da? Deci îți trebuie cineva care este în stare să gestioneze complexitatea. Nu îți trebuie cineva care n-a făcut, în fine, o facultate de profil, ar fi de preferat, sau măcar o experiență managerială. Pentru că management înseamnă gestionarea complexității. Iar actuala primărie, conducerea de la primărie, este total depășită. Să știți că nu este doar rea intenționată, sau nu este neapărat rea intenționată, dar sunt complet depășiți de situații și de complexitatea problemelor din București. Deci, de aceea am ajuns și aici, de aceea n-au știut ce să facă, în ce parte să o ia și au făcut acele companii, de aceea au băgat Radetul în insolvență și apoi în faliment, de aceea n-am atras banii care ne-au fost puși la dispoziție. Avem infringement și pentru poluare, riscăm sancțiuni mari din partea Uniunii Europene. Ce proiecte aveți pentru a evita acest lucru? Este o problemă extrem de complexă, iarăși, și poate fi gestionată doar de cineva care o înțelege. Ca să îmbunătățești calitatea aerului, pentru că este foarte, foarte proastă în acest moment, de unde și infringementul, pentru că, hai să spunem drept, de la acest aer, oamenii se îmbolnăvesc de boli cardiorespiratorii și de boli cancerigene. Sunt de cancere. Este cancerigen substanțe din aer, particule aflate în suspensie, microparticule sunt cancerigene. Deci, cam ce nu se face în urbanism, se decontează în bugetul Ministerului Sănătății și în vieți de oameni. Despre asta este vorba. Deci, problema este extrem de gravă și nu ne putem juca cu ea. Ca să rezolvi această problemă, trebuie ca să faci un lucru simplu în teorie, dar complicat în practic. Să identifici și să înlături sursele de poluare.
și ne întrebăm care sunt principalele două surse de poluare sau trei surse de poluare în București. Avem pe de o parte traficul ca sursă de poluare și pe de altă parte șantierele, pentru că nu sunt autoritățile atente la ce se întâmplă pe șantiere, adică nu sunt respectate normele de mediu pe șantiere. Și trei, și radetul, pentru că nu este retehnologizat, dar și altele, la și altele. Bun. Ca să vă dați seama, ca să îmbunătățești calitatea aerului, să nu mai moară oamenii, să nu mai plece oamenii în oraș, trebuie, unul, să schimbi paradigma de mobilitate din București, care este extrem de dificil, în sensul ca să reorientezi transportul cu auto individual către transport în comun și transport alternativ, oferindu-le oamenilor niște soluții de transport și de mobilitate de la nivelul wow. În sensul, da, renunț la mașina mea, pentru că primăria îmi garantează nu deplasarea cu mașina personală în oraș, ci îmi garantează deplasarea cu transportul în comun, în timp ok. Din orice punct, în orice punct, maxim 30 de minute. Asta trebuie să garantăm oamenilor. Da? Dacă tu o să faci în continuare cu mașina cât faci acum o oră sau o oră și ceva, sau cei mai mulți oameni, printre care și eu, cu siguranță vom renunța la auto individual. De ce? Pentru că am alternativa transportului în comun. De aici trebuie să investești semnificativ, trebuie să prioritizezi transportul în comun în raport cu celelalte modalități de transport, să fie curat, să fie la timp, să fie frumos. Da? Ca oamenii să zică, da, domne, n-are rost să mă încurc cu mașina, mă mai costă și parcarea cât mă costă, ajung rapid unde am nevoie. Dar pentru asta trebuie oameni care să măsoare fluxul de trafic, îți trebuie manageri, nu îți trebuie politruci sau nu mai știu ce. Da? Deci îți trebuie inclusiv să convingi populația că tu de fapt ce vrei ca să faci. Că mă întreabă lumea, Ciucule, ce faci tu ca, zi-mi și mie o măsură ca să rezolvi traficul din București. Și zic, doamne, nu pot să spun nicio măsură. E un mănunt de măsuri succesive, etapizate, da? Care au ca finalitate ceva extrem de dificil în politicile publice, să schimbi comportamentul de mobilitate, să-i convingi pe oameni, să ai leadership în sensul acesta, să ieși la televizor și nu să spui că ai... În fine. Să ieși la televizor să le spui oamenilor încotro vrei să duci orașul și să le arăți unde trebuie să ajungă orașul. Și oamenii te vor urma și vor fi de acord că le va crește calitatea vieții, se vor îmbolnăvi mai puțin și va fi totul mai bine. Da? Dacă vii cu politicile de care are nevoie orașul. Evident, trebuie să retehnologizezi radetul ca să înlături altă sursă de poluare. Trebuie să folosești poliția locală care să nu mai ia șpagă și să se ducă pe șantiere și să aplice amenzi dacă normele de mediu nu sunt respectate. Da? Astfel de lucruri trebuie să fie foarte bine gândite, planificate pentru a rezolva o singură problemă, calitatea aerului. Da? Am reflectat mult la problemele Bucureștiului. Mă bucur că am șansa să vorbesc mai pe larg pe ele, pentru că de obicei este destul de dificil să explici pe bucățele ce se poate face. Sunt trei probleme majore și oricine va fi primar nu le mai poate ignora, pentru că am comunicat și eu și colegii mei am comunicat mult pe ele, pe care le are Bucureștiul. Prima este calitatea aerului și traficul, că merg împreună. Doi, radet, pentru că ne costă foarte, foarte mulți bani pe care îi pierdem în pământ an de an. Cu banii pe care îi pierdem în pământ am putea să facem o grămadă de școli și grădințe și de spitale. Deci, efectiv, în subvenție se scurge literalmente în pământ. Și trei, riscul seismic. Aceste trei probleme. Nu mai vreau să aud despre altceva. Da? Deci, le rezolvăm pe acestea sau măcar una dintre ele sau două dintre ele într-un ciclu care va fi de cel puțin 6-8 ani, adică nu se vor putea rezolva toate în 4 ani de zile, dar putem pune bazele ca în 8 ani, în 10 ani, orașul nostru să fie pus pe baze solide și să înceapă și el să arate după atâta timp măcar nițela capitală europeană. Un pic despre pistele de biciclete. Avem, Bucureștiul are doar 10 km de piste de biciclete. Care e propunerea PNL pe acest segment? Păi este o... În viziunea noastră, pistele de biciclete fac parte din transportul alternativ și este tot una dintre măsurile care vor duce la schimbarea comportamentului de mobilitate și vor duce la îmbunătățirea aerului din oraș. Trebuie gândit și regândit
tot sistemul în ansamblu, adică ai nevoie de urbaniști, ai nevoie de specialiști în mobilitate, experți și ingineri în trafic care să deseneze, să-ți redeseneze Bucureștiul, da? Să-ți redeseneze fluxurile de mobilitate, să-ți redeseneze traseele RATB, să-ți redeseneze cumva străzile, să vedem acolo unde se poate și politica mea aici, dacă ar fi să fiu primarul Bucureștiului, ar fi maximală introducerea acestor benzi dedicate pentru biciclete. De ce? Pentru că oamenii își doresc foarte mult să simtă orașul. Nu mai vor să stea izolați în mașini și într-un aer foarte prost al orașului. Oamenii își doresc să simtă orașul. Și cum îl simți? Într-o bicicletă, într-un scooter, din acesta electric, într-o trotinetă, îl simți altfel. Da? Te poți opri într-un magazin, faci stânga de apă, te oprești în parc, mănânci o înghețată. Așa, asta e viziunea mea despre oraș. Deci acesta este genul de oraș în care mi-aș dori să văd. Evident, și să ai metrou care se ducă rapid în toate punctele din care ai nevoie, o rețea de metrou extinsă, bine corelată cu transportul de suprafață. Sunt multe lucruri. Ar trebui să dedicăm poate emisiune doar pe mobilitate și să vă explic toate măsurile la care m-am gândit și pe care le-am etapizat, pentru că unele sunt dependente de altele. Au fost luate niște măsuri pe genunchi în actualul mandat al PSD. Vă aduceți aminte cum a compromis Gabriela Firea ideea aceea bună cu banda unică sau banda dedicată pentru RATB. Era 6 luni de primărie și s-a gândit să raporteze ceva rapid populației, că am făcut și eu ceva, și a pus să se tragă niște țăruși și o bandă, practic din 3 benzi, rămânând 2, una fiind pusă pentru autobuze. Dom'le, nu se face așa. E la mintea cocoșului. Păi, în primul rând, înainte ca să faci bandă dedicată, te asiguri că e capacitatea de transport suficientă, adică cumperi autobuze și troleibuze. Al doilea rând, îl scoți la un park and ride, un park and ride mare, în care oamenii din partea de nord, cum era în cazul de față, toate acele comune și orășele din partea de nord, să poată veni cu auto individual, să parcheze acolo și să ia după aceea autobuzele. Și atunci să nu mai facă o oră și ceva până în București, să facă 20 sau 25 de minute pe bandă dedicată. Dar trebuie să iasă la televizor și să spună, cu 2-3 luni înainte, să facă campanie. De ce? Încă o dată. Finalitatea este schimbarea comportamentului de mobilitate. Și ce a făcut? N-a făcut nimic în aceste lucruri, că vedeți că țin unele de altele. Sunt dependente unele de altele. Degeaba, de exemplu, faci bandă dedicată dacă n-ai achiziționat autobuzele, ca să ai capacitatea de transport. După care convingi populația și le explici de ce este mai bine să facă așa. Da? Așa se fac lucrurile. Sunt o grămadă de exemple, dar nu vreau să intru acum în critici pe care le-aș putea da de politici date așa sau măsuri luate pe genunchi. Mă menționez doar pe aceea când a dat 500 de lei oamenilor din 500 de lei pentru 30.000 de oameni ca să-și cumpere bicicletă. Păi poate să-mi spună mie primarul acum că a crescut măcar cu 1% numărul celor care folosesc bicicleta și nu mai folosesc auto individual, că așa a justificat atunci măsura. Evident că nu poate. Pentru că, na. Susțineți ideea unui candidat unic la primăria Capitalei? Susțineți o potențială alianță cu USR pentru alegerile locale? Eu cred că liberalii trebuie să ia primăria Capitalei și trebuie să ia și primării de sector. Noi, Partidul Național Liberal, trebuie să avem niște obiective realiste. Cred în acest deziderat. Și așa cum arată astăzi lucrurile, nu vom putea face asta doar noi singuri. Da? USR-ul este încă puternic în București, este puternic în București. PNL-ul este puternic la nivel național și începe să prindă forță și în București. Și cred că dezideratul de a trimite PSD-ul acasă sau în voluntari, poate și mai departe de București, poate fi atins doar împreună cu ceea ce mi-ar plăcea să-i numesc viitorii parteneri de la guvernare. De aceea, nu e un secret pentru nimeni, deja mai m-am pronunțat, cred că o alianță a PNL cu USR și Plus, discutând aici despre cele 7 primării, care ar trebui să fie și ele reconfigurate într-o reformă teritorială administrativă a Bucureștiului, dar despre care nu avem timp acum să discutăm, ar fi utilă. Deci ar fi bine să ne punem la masă
și eu am identificat în fine trei opțiuni prin care putem să facem acest lucru. Pot să le creionez pe scurt dacă vreți. Da, asta facem și știri. Dar menționez că n-am mandatul partidului meu, ci vorbesc doar de capul meu, din mintea mea. Nu, deci sunt doar niște idei pe care le arunc pe piață. Politica de alianță se va decide pentru locale de către PNL după prezidențiale. Deci la anul, pe vremea aceasta, vom avea alegeri locale. Au trecut deja 3 ani dezastruoși, dar vom putea spune cum vom face abia atunci, probabil. Minimal ce am putea face pentru a reuși ca să luăm primăriile din București, de la PSD, ar fi un pact de neagresiune și de neconcurență, cumva, în sensul că, da, unde depune PNL-ul candidat, nu mai depune USR-ul. Unde depune USR-ul, nu mai depune PNL-ul. Și aici, pe baza unor criterii, se poate discuta. Urmând ca fiecare să meargă, evident, la consiliile locale, da? Să depună separat pentru consiliile locale. O altă variantă, asta este varianta minimală, varianta maximală este candidați unici și liste unice. Deci alianță electorală, cum a făcut PSD-ul cu UDMR-ul, în fine. Și atunci aceasta este varianta maximală. Iar între aceste variante pot fi fel și fel de permutări. În sensul că susținem un candidat unic, dar ambele partide fac campanie pentru acel candidat. În fine, iarăși liste comune, liste separate, se pot imagina foarte multe forme de colaborare. Nu știu cum o să stea situația în țară la celelalte primării, pentru că USR-ul este cumva mai puternic. În fine, cât sunt de dezvoltați și cei de la USR Plus, fix în orașele în care PNL-ul are primari care au dat și rezultate. Și atunci va fi mai greu. Și probabil că acolo nu vreau să fac niciun fel de comentariu pe tema aceasta, vor trebui să găsească ei singuri la nivel local soluțiile. Dar cred că la București ar trebui cumva să mergem împreună. Evident, mi-aș dori ca primarul general, cel care se va bate cu Gabriela Firea sau cu cine va desemna PSD, să fie din partea PNL. Evident, mi-aș dori să fiu eu. Dar mai este un an până atunci și fiecare își va juca șansa sa. Deci, cred că am răspuns la întrebare și mai mult decât atât. În concluzie, cred că în București ar trebui să mergem împreună, așa cum arată lucrurile astăzi.